venit media și oferim serviciul flori pentru tine. Domnul Ion, știm că ați sărbătorit un frumos jubileu, un jubileu de aur. Și toți cei dragi, toți cei care vă iubesc și vă datorează absolut tot ceea ce au în viață, au decis astăzi să vă surprindă cu această surpriză. Primiți în dar aceste flori. Să știți că fiecare petală este încărcată cu urări de sănătate, de mulți ani, de mulțumire și recunoștință pentru dumneavoastră, absolut pentru tot ceea ce le-ați oferit pe tot parcursul vieții. Și mai avem pentru dumneavoastră așa o surpriză dulce. La fel este de la cele mai scumpe și dragi persoane. Ne spuneți dacă vă place surpriza. Surpriza e plăcut tare. Și mulțumesc copiilor. Le dea Dumnezeu sănătate, să crească nepoței, să le oferi și lor surprize, tot așa. Când e prins de vieste că cam te aștepți, da? Ei așa și ne-au spus, că se roagă să trăiți dumneavoastră până la 100 de ani și mai mult și ei vor avea grijă să vă ofere astfel de surprize plăcute, pentru că și dumneavoastră ați avut grijă de ei și aveți și în continuare. Domnul Ion, noi dăm citire mesajului care ne l-au expediat pentru dumneavoastră. Sunt sărace cuvintele ca să-ți redăm adevărata dragoste și prețuirea noastră, scumpul nostru. Te iubim din toată inima și îți mulțumim că ești în viața noastră. Iar în acest moment jubiliar, toate urările noastre s-au adunat în suflet și vor să fie rostite. Cine, dacă nu noi, te știm exact așa cum ești în viața de zi cu zi? Un om simplu, dar complex în același timp, cu un caracter puternic, muncitor, corect, blând și foarte deschis, cu un suflet mare și cu o inimă de aur. Ești roul din viața noastră, cel care pentru noi și munți răstorni. La mulți ani fericiți, scumpul meu soț și cel mai drag tătic și bunel din lume. Să fii sănătos, să te bucuri de viață, să fii ocrotit de Dumnezeu, să-ți atingi orice scop și să ai multe motive care să te facă cel mai fericit om. Acest mesaj ne l-am primit de la soția dumneavoastră, Angela, de la fiicele Alina și Adriana, împreună cu familiile lor și de la scumpii nepoței. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc mult la copii, la soție și mai ales la nepoței care vor înlocui de grabă, cred că și locul la părinți și locul nostru și sănătate și lor, cât mai multe. Ne mai răbde și pe noi cum noi răbdăm nepoții, că noi mai în vârstă, dar așa, mulțumesc. Și pentru că deja aveți câteva zile pășite, mai mult de o jumătate de secol de viață pe acest pământ, ne spuneți cum vă simțiți și dacă ați reușit să realizați tot ceea ce v-ați propus până la o jumătate de secol și ce vă face mai fericit și în continuare. Cei mai mari realizări sunt copiii care au crescut, am bucurii la dânsi, că am nepoții care, asta e cei mai mari realizări. Sunt toți sănători și eu pe lângă dânsi. Dar după 50, cred că ne-am întâlnit la 75, la 105, mă vedem. Nu pot spune nimic până și. Până acum sunt foarte bucuros și mulțumesc tare mult la cei mai mari dorinți care, copii, sănători și bucuroși. Și noi, tot așa. Și noi vă spunem la mulți ani și fie ca dorința dumneavoastră să se îndeplinească, să vă trăiască copiii mulți ani fericiți, sănătoși, împliniți și să vă ofere împreună cu doamna Angela multe momente de mândrie și bucurie. Eu aș vrea să te felicit cu această sărbătoare, să-ți doresc o viață lungă în continuare, însoțită de sănătate, dragoste, stimă, oameni dragi sufletului să-ți fie permanent alături și să ajungi să dădăcești și străstră nepoții. Și la mulți ani! Eu tot îți doresc mult sănătate. Tot ce ți-ai pus în gând să se îndeplinească și mulți, mulți ani înainte, alături de noi. Noi tare mult te iubim. Eu mă alătur și nu pot să adaug nimic și aici îți dorești el să realizeze și planul s-a mai pus după 50, deci să reușească să le
împlinească asta. Dar cred că da, cea mai mare realizare și a fiecare om pe acest pământ și sensul e copiii, e nepoții și sănătate. Mulți ani înainte. Bunelu, să ai mult sănătate, multă bucurie și te iubesc foarte tare. Я в твои объятия, как всегда, бегу, чтобы вновь прижаться к твоему плечу. Я хочу сегодня, папа, только для тебя самые прекрасные сказать слова. Ты дарил мне радость, был всегда со мной. Если б знал ты, папа, как горжусь тобой. Ничего не страшно в жизни, если рядом ты. Как волшебник исполняешь все мечты. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной.